Lansat oficial în 2013, creionul 3D funcționează după un principiu ușor de înțeles. Dispozitivul încălzește materialul plastic cu care se desenează. Cei care și-au achiziționat creioanele 3D și-au încercat îndemânarea la a crea jucării, bijuterii, machete sau obiecte decorative. Costul unui astfel de creion este cuprins între 65 și 100 de dolari, în timp ce consumabilele, adică filamentele colorate care sunt folosite pentru a desena, ajung până la 25 de dolari.